Bună ziua! Mă bucur să îi revăd pe cei pe care îi cunosc și eu, la Ministerul Finanțelor, v-am vizitat de multe ori, cu alte ocazii și cred că și doamna ministru la fel. Nu știu dacă s-a gândit vreodată că o să ajungă timpul să-și asume responsabilitatea pentru finanțele statului din Republica Moldova. Dar noi ne bucurăm să vă revedem aici. Vreau să vă mulțumim pentru faptul că ați reușit să țineți lucrurile sub control. Vrem să vă promitem și să vă dăm asigurări că de acum încolo va fi mai ușor, pentru că suntem siguri că o să putem să suplinim bugetul cu resurse externe, cel puțin pe termen scurt, ca să putem să respirăm mai ușurați, să avem certitudinea că toate plățile către cetățeni vor fi făcute la timp. Asta așteaptă cetățenii de la noi. Cetățenii, evident, își doresc să li se facă dreptate și acolo o să facem reforme serioase, dar cetățenii, de asemenea, vor să aibă standarde de viață mari, îmbunătățite. Și aici vorbim în special despre cei care sunt angajați la stat și trebuie să-și primească salarii pe potriva efortului pe care îl fac. De aceea, de astăzi încolo, începem să lucrăm doar având în fața noastră interesul cetățeanului. De astăzi încolo vom face eforturi enorme pentru a ne asigura că niciun bănuț din banii publici nu ajunge în altă parte decât pentru scopurile cetățenilor și ale societății. Știm că dumneavoastră ați ținut rândurile aici ca să nu permiteți să se întâmple altfel de lucruri și vă mulțumim pentru asta, dar să știți că de acum încolo, la cel mai înalt nivel, ăsta va fi obiectivul nostru al tuturor. Nu va trebui să vă opuneți dumneavoastră la tot felul de scheme de corupție sau să trebuiască să ajungeți în situația în care să luptați cu conducătorii instituțiilor ca să nu se cheltuie banii în mod ineficient. Știm că necesitățile statului sunt enorme, știm că banii sunt limitați, asta este problema principală și trebuie să ne propunem să creăm un mediu de afaceri în care să apară cât mai multe business-uri, cât mai multe afaceri, ca să avem cât mai mulți oameni care plătesc impozite, astfel încât să crească bugetul, dar și să purtăm responsabilitate pentru modul cum se cheltuie banul public. Asta este cel mai important. Să-l cheltuim în mod corect și judicios, având în gând interesul cetățenilor de mâine, de poimâine și așa mai departe. Unii dintre dumneavoastră probabil o cunoașteți pe Natalia Gavriliță, până nu demult Cătrinescu, și cunoașteți că are experiență de lucru în instituțiile din Republica Moldova, în instituțiile de stat din Republica Moldova. Știți că atunci când era la Ministerul Economiei venea și se certa cu unii dintre dumneavoastră pentru bugetul, cel de la economie, după care la educație de asemenea a venit și a cerut bani pentru educație împreună cu mine. Și o să cerem în continuare bani, dar pentru toate sectoarele alocați banii în mod echitabil. Natalia are experiență de lucru și în afara țării. Să știți că ea până acum câteva zile a administrat proiecte foarte mari de 10 sau chiar sute de milioane de dolari. A supravegheat proiectele cele mai inovatoare în câteva domenii, inclusiv în domeniul educației. Și știe foarte bine cum se fac lucrurile corect, este plină de idei, de îmbunătățirea proceselor. Natalia, de asemenea, este un om care ține la procesele interne. Este un om care îi place să respecte toate procedurile, evident, proceduri debirocratizate, care să fie eficiente, dar este omul care știe că nu putem să compromitem absolut nicio procedură. Absolut toate lucrurile, toate regulile trebuie respectate, pentru că doar atunci putem să construim stat de drept, stat corect și funcțional.
Nu știu exact cum au stat lucrurile la Ministerul Finanțelor. Acum am discutat cu fostul ministru, cu ministru Chicu. El ne-a dat asigurări că echipa funcționează ca ceasul, că putem să avem încredere în faptul că dumneavoastră cu toții veți face lucrurile bine și corect. În cazul altor instituții știm că a fost destul de complicat, că au existat iepurări pe criterii politice, că au existat angajări și promovări pe criterii politice. Noi suntem astăzi aici să vă spunem că aceste lucruri vor înceta, că de acum încolo singurul lucru care contează este profesionalismul oamenilor angajați. Angajările se vor face în funcție de profesionalism doar, nu în funcție de calitate de membru a unui partid sau altuia, cu metrism și așa mai departe. Promovările în funcție se vor face doar în baza profesionalismului și disponibilității oamenilor de a munci din greu în interesul cetățeanului. Eu sunt sigură că dumneavoastră cu toții vă doriți acest lucru. Fiecare își dorește să fie apreciat pentru propriile merite. Știu că lucrați din greu și știu că nu întotdeauna v-ați simțit apreciați. Ceea ce vrem să facem noi e fezabil dacă fiecare dintre noi va pune umărul, pentru că prim-ministru, un ministru sau altul nu poate să facă mare lucru dacă echipa nu va urma acest obiectiv. Eu știu că Nadalea este un om care își respectă coechiperii și cred că asta este foarte important. O echipă funcționează bine atunci când există armonie în colectiv, atunci când fiecare se simte respectat. Pentru că dacă vorbim despre salarii în instituțiile publice, nu putem să spunem că am ajuns la un nivel de motivare suficient. Și ca să compensăm salariile care sunt în continuare mici, trebuie cel puțin să asigurăm această atmosferă încât fiecare dintre noi să vină cu plăcere la lucru. Să îi placă să petreacă aici timp și să îi placă să lucreze cu colegii. Noi o să avem foarte mult de lucru. Sarcina principală acum, imediată, este să restabilim finanțarea externă. Dumneavoastră cunoașteți probabil mai bine decât mine care este situația la moment și unde sunt anumite neajunsuri de finanțare pe care trebuie să le suplinim. Și eu și doamna ministru o să avem discuții foarte serioase cu partenerii de dezvoltare în următoarele zile, nu în următoarele săptămâni, dar chiar în următoarele zile, ca să putem să restabilim finanțarea cât de curând posibil. Dar dincolo de asta, avem de implementat măsuri structurale, serioase, care să îmbunătățească eficiența cheltuirii banului public, ca să ne asigurăm că nu se comit abuzuri la orice nivel și, evident, să creăm condiții pentru ca economia să crească și să avem creșteri de venituri la buget. Atunci când vom avea o economie sănătoasă, chiar și atunci banii nu vor fi suficienți, dar vor fi mult mai mulți și ne va fi mult mai ușor să redistribuim echitabil, să investim în economie, să alocăm suficiente resurse pentru educație, sănătate și așa mai departe, să avem proiecte de infrastructură, lucruri care să conducă la creșterea standardelor de viață ale cetățenilor. Noi suntem aici ca să facem lucrurile corect și vrem să contăm pe faptul că și dumneavoastră vreți să faceți lucrurile corect. O să las pe doamna ministru să vă spună mai multe lucruri, sau cel puțin câteva dintre ele, pentru că sunt sigură că are multe lucruri de spus și vreau să vă încurajez să-i spuneți și dumneavoastră lucrurile pe care vreți să-i le spuneți. Pentru că doar dacă suntem deschiși pentru comunicare, dacă avem curaj, demnitate să spunem lucrurilor pe nume, doar atunci o să cunoaștem esența problemelor și doar atunci o să putem să găsim cele mai potrivite soluții. Haideți să facem o echipă împreună! Mulțumesc, doamna prim-ministru! Eu am un zâmbet larg pe față pentru că sunt atât de fericită să văd multe fețe cunoscute. Eu știu că am lucrat împreună, de aceea cred că și mie o să-mi fie ușor și poate și dumneavoastră vă va fi mai ușor să aveți încredere în mine, pentru că știu că în Moldova se perindează politicieni și miniștrii,
și nu întotdeauna, în special în ultimii ani, în opinia mea, vorbele au corespuns cu faptele. Eu sunt norocoasă pentru că moștenesc probabil cea mai profesionistă echipă în serviciul public. Întotdeauna așa a fost. Întotdeauna știu că la Ministerul Finanțelor a existat responsabilitate pentru cheltuielile publice. Dacă în alte domenii se mai pot lua niște decizii de judecată, în finanțele publice întotdeauna cifrele trebuie să se bată cap în cap și cred că aceasta a generat o previzibilitate în instituții și în procesul de luare a deciziilor. Ani în urmă am spus că eu sunt printre puținele persoane pentru care cuvântul birocrat este de fapt un cuvânt care are o conotație pozitivă. Și nu multă lume mă înțelege, dar cred că dumneavoastră sunteți cei care știți mai bine ca oricine că atunci când există o continuitate în procesele de luare a deciziilor, atunci se pot face politici pentru dezvoltarea societății și dezvoltarea statului. Cred că orice guvernare n-ar veni, avem nevoie de drumuri, avem nevoie de infrastructură, avem nevoie de servicii publice de calitate, avem nevoie de bună guvernare și aceasta n-ar trebui să se schimbe cu fiecare ministru care vine. Și de aceea un prim mesaj pe care vreau să-l dau este unul de continuitate. Cum am mai spus și în public, și vă rog să mă ascultați pe mine și nu întotdeauna să atrageți atenția la unele surse mass media care încearcă să denatureze mesajul. Deci am spus că toate proiectele publice vor fi revizuite din perspectiva a două principii. Este acest program unul bun pentru cetățeni și doi, este aceasta cea mai bună metodă de a cheltui banul public. Și evident că eu cred că nu este nicio persoană în Moldova care să spună că noi nu avem nevoie de salarii mai mari. Nicio persoană nu o să spună că noi avem nevoie de infrastructură de calitate. Nicio persoană nu o să spună că noi nu avem nevoie de servicii de calitate. Dar putem spune că în unele cazuri poate banul poate fi folosit mai bine. Putem folosi același 1 leu pentru a obține mai mare productivitate din partea oamenilor care lucrează, o mai bună calitate a drumurilor ca să dureze mai mult timp în beneficiu cetățeanului și servicii care sunt orientate spre om și nu spre interesul unui grup mic. Eu am fost la Londra ultimii 3 ani și de fapt mă uitam cu durere la ce se întâmplă acasă, pentru că în special pe mine m-a durut faptul că au fost create instituții paralele și a fost subminată puterea și continuitatea în stat. Și, cum a spus și doamna prim-ministru, primul nostru obiectiv este ca să aducem toate instituțiile statului într-o albie a normalității, astfel ca instituțiile publice să funcționeze în beneficiul societății. Dumneavoastră ne cunoașteți, eu cred că este greu să ai încredere în oameni atunci când ei spun aceleași lucruri, dar dumneavoastră știți că noi și prin fapte am demonstrat, atât doamna prim-ministru în funcțiile precedente și eu, că noi facem ceea ce spunem. Ceva timp în urmă, lucrând la Fondul Global pentru Inovații, am avut niște discuții cu fundația lui Bill Gates, care făcea analize dacă este cazul să se investească în educație pe plan global. Și mi-au solicitat o discuție pentru că, dacă ne uităm la rezultatele internaționale PISA, se vede foarte clar că Moldova a obținut cel mai mare progres din 2009 până în 2015 în corespundere cu PIB per capita. Deci PISA fiind sistemul de evaluare
PISA este un examen internațional care are loc în mai multe țări, inclusiv în Moldova, și datele sunt comparabile între țări. Și noi am obținut un progres echivalent cu un an de învățare, ceea ce pe plan internațional este, de fapt, o cifră impresionantă. Și eu vreau ca peste câțiva ani să am solicitări de interviuri cu diferiți actori la nivel internațional care să mă întrebe pe mine și să vă întrebe pe dumneavoastră, să întrebe alți colegi care acum sunt în guvern, cum am reușit un salt în dezvoltare atât de impresionant. Eu știu că circumstanțele politice sunt foarte dificile, dar noi suntem o țară destul de mică și cred că putem face foarte multe atunci când avem libertatea să acționăm, să ne facem munca în mod demn, fără presiuni, fără intimidări, și eu cred că noi putem atinge foarte multe chiar într-o perioadă restrânsă de timp. La Londra am fost foarte activ în diasporă, pentru că eu când nu sunt acasă tânjesc după oamenii de aici, tânjesc după natură, după mâncare, după părinți, după rude, și de aceea eu am menținut o legătură foarte strânsă cu moldovenii din diaspora. Și vreau să vă spun că am întâlnit oameni de mare valoare, atât cu calificări, cât și oameni care nu aveau calificări și și-au croit un drum în străinătate. Este extraordinar de impresionant cât pot atinge moldovenii atunci când nimeresc într-un sistem care este favorabil, care este orientat spre om, care pune în capul mesei meritocrația, profesionalismul, dedicația față de muncă. Am întâlnit antreprenori care au făcut lucruri foarte frumoase și au reușit să-și crească întreprinderea în competiție cu cei de pe loc și cu un influx de talente absolut impresionant. La Londra știți că este un centru global unde vin talentele din toată lumea. Am întâlnit moldoveni care au fost promovați foarte repede în companiile în care se află și ceea ce au obținut ei este libertatea de a-și aplica potențialul. Kant, pare mi s-a spus că este cel mai trist atunci când omul nu-și poate sau nu-și poate realiza potențialul, și asta îmi doresc ca noi, să putem crea niște condiții, niște instituții de stat unde fiecare să-și poată realiza potențialul. Evident că noi trebuie și să investim pentru a dezvolta acest potențial. De aceea, după cum a spus doamna ministru, sarcina numărul 1 este ca să ne putem permite un deficit bugetar care ne permite să menținem cheltuielile publice, să putem investi, și după aceasta eu sper foarte mult să ne putem orienta spre creșterea capacității de absorpție a țării pentru resursele care există. Deci aceasta înseamnă să lucrăm cu ministerile de ramură, să încercăm să îmbunătățim procesele de luare a deciziilor atât la nivel național cât și la nivel local. Aceasta înseamnă să ne gândim la sistemul de achiziții publice, aceasta înseamnă să ne gândim la sisteme de monitorizare care ne permite să vedem unde sunt principalele proiecte, și aceasta înseamnă să orientăm toate, să comunicăm într-un fel ca fiecare om din sistem, la nivel național, la nivel local, dar și publicul larg, să înțeleagă de ce se iau anumite decizii, care este rolul lor și cum asta afectează fiecare om. Unul din proiectele la care am lucrat în Fondul Global pentru Inovații a fost un proiect în Indonezia pentru îmbunătățirea mobilizării resurselor publice. Era un proiect care lua în considerație ultimele cercetări în psihologie pentru a înțelege cum fiscul poate discuta cu oamenii în așa fel ca să încurajeze
plata impozitelor și să asigure o administrare fiscală mai bună. În cadrul acestui proiect, rezultatele unui pilot au dus la creșterea sau la aplicarea acestui program pentru 11,2 milioane de plătitori de impozite. Și eu tare mi-aș dori ca noi să repede să putem rezolva problemele cele mai majore, să aducem bugetul în Albia unui regim normal și să începem să ne gândim la niște programe sau inovații care ar putea aduce beneficii într-un mod care este interesant din punct de vedere profesional, dar și orientat spre oameni. Cu asta cred că închei. Eu sunt bucuroasă să rămân aici o perioadă după ce doamna prim-ministru pleacă, ca să putem discuta dacă aveți întrebări la mine și abia aștept să ne apucăm de lucru și să lucrăm în echipă. Vă mulțumesc! Eu vă las, dar vă atenționez că mai sunt 15 minute până la masă, deci să respectați drepturile angajaților. Noi contăm foarte mult pe sprijinul dumneavoastră. Vreau să înțelegeți că nu venim să facem lucruri pentru noi. Venim să facem lucruri pentru societate, pentru familiile dumneavoastră, pentru cei dragi pe care îi aveți aici, pentru cei dragi care au plecat și ar vrea să revină. Noi vrem să facem lucruri pentru noi toți, ca să ne placă să trăim în această societate. Și de modul în care veți fi dumneavoastră gata să puneți umărul, depinde dacă vom reuși sau nu cu toții. Vă mulțumesc tare mult! Da. Nu știu dacă e cu o întrebare, dar dorim să vă felicit.